Conform informației care a apărut în presă azi dimineață, din surse USL București, noi am aflat că în Prahova vom avea candidații din partea PSD-ului 9 persoane și din partea PNL 8 persoane. Cum comentați? Nu este nimic oficial. Poate fi o negociere corectă, consider eu, chiar dacă unii consideră că poate nu este corectă. Nu este oficial absolut nimic, asta negociază. Noi, de fapt, o să avem o întâlnire în USL în acest weekend, la nivel național, unde vom clarifica lucrurile și după care vă putem da o declarație oficială. Dar la prima vedere, așa, din surse neoficiale, dacă mă întrebați strict, neoficial, 9 la 8 din cele 17 mandate de parlamentari în Prahova, mi se pare un raport corect. Mulțumesc frumos! Cu plăcere!